A început primăvara și cu ea și cu rețenia în municipiul Făgăraș. În perioada 15 martie-15 aprilie, toți făgărășenii sunt invitați să curețe resturile vegetale din curte sau din jurul blocului. De asemenea, angajații primăriei Făgăraș vor merge în toate zonele din municipiu și vor face curățenie lună. Făgărășenii au așteptat cu nerăbdare venirea primăverii, iar ea nu a întârziat să apară. Însă, odată cu venirea ei, a început și luna curățeniei în orașul nostru. Astfel, de astăzi, 15 martie și până în 15 aprilie, toți făgărășenii sunt așteptați să-și facă curățenie în jurul blocurilor, în curți și grădini. De asemenea, edilii s-au gândit să-i sprijine cu utilajele primăriei care să adune resturile vegetale. Am demarat acea campanie privind curățenia orașului. Este o lună în care toată suflarea Făgărașului sper eu să pună umărul pentru ca orașul nostru să arate mai bine. Noi facem tot ceea ce este posibil pe domeniul public, pe șosele, pe trotoare, atât cât putem. Mizez pe sprijinul asociațiilor de proprietari care să pună umărul în efectuarea curățeniei în jurul blocurilor. În paralel, în această lună a curățeniei, serviciul de salubritate va lucra pentru colectarea deșeurilor de la populație. Așadar, în fiecare zi de luni, tractorul primăriei va circula în zonele Meltea, Salcâmului, Cetății, Oltului, Tăbăcarii Vechi și cartierul Tudor Vladimirescu. Marți vor urma zonele Tudor Vladimirescu, Câmpului Vechi, Andrei Mureșan, Vasile Alexandrii, Iazul Morii, Galați și cartierul Vasile Alexandrii. Miercuri își vor pregăti resturile vegetale făgărășenii din zonele Negoiu, Parcului Uniunii, Stadionului Creangă, Colonia Combinat și cartierul Gării. Joi vor urma cei din Bulevardul Unirii, cartierul 13 decembrie și zonele 1 decembrie Stejarului, 13 decembrie, Castanului, Teiului, Școlii Mihai Viteazu și Ion Codru Drăgușan, Pălărierilor. Iar vineri, tractorul va trece prin cartierul Florilor și zonele Doamna Stanca, Livezii, Titu Perțea, Inului Cânepii, Libertății, Podului și Oltului. Locuitorii municipiului sunt rugați să depoziteze deșeurile în fața locuințelor doar în ziua în care este programată ridicarea acestora.